L-am întâlnit pe Udi Levi în centrul Tel Avivului, chiar în piața în care se adună rudele izraelienilor răpiți de Hamas. Levi a fost peste 30 de ani ofițer de informații, a condus unitatea de război economic a Mossad și a lucrat pentru premierii Sharon, Olmert și Netanyahu. Israelianul spune că principalul finanțator al Hamas este micul, dar extrem de bogatul stat Qatar. The formal is around $400 million, but there is a I can say that we can double it if we are looking about the other part, the secret part that going to Ismail Haniyeh and Khaled Mashal in Qatar by suitcase or the bank account that exists in their bank. So if we are speaking only about Qatar is something around $700 to $800 million every year. Fostul ofițer de informații israelian susține că bogatul stat din Golf finanțează diverse grupări teroriste, adăpostește liderii Hamas, însă a investit masiv în infrastructura critică a Occidentului, astfel încât să le fie greu țărilor puternice să-i reproșeze ceva. They are in a very delicate position. On one hand, they are doing everything to undermine the system. On the other hand, nobody can touch them. And when there is a problem, they are always offered themselves to be those that will solve it. Unfortunately, we are sitting here. If the hostages will be released, they will take most of the credit. But you create this problem. You finance those people. În urmă cu aproape două luni, un reprezentant al conducerii qatareze a declarat agenției de presă Reuters, care făcea un material despre finanțarea Hamas, că toți banii pe care statul îi trimite în Gaza sunt pentru a menține stabilitatea și calitatea vieții palestinienilor.